Limba română este vorbită nu numai între granițele țării, ci și dincolo de frontiere. În lume, româna este vorbită de aproximativ 28 de milioane de persoane, dintre care 24 de milioane o au ca limbă maternă. Dintre acestea, peste 17 milioane se află în România. În Republica Moldova, limba română este limbă oficială și limbă maternă pentru 3/4 din populație. De asemenea, vorbitori de limba română întâlnim și în alte țări europene, precum și pe celelalte continente. Astăzi, toți au celebrat Ziua Limbii Române. Această sărbătoare a fost instituită prin legea numărul 53 pe 2013, adoptată de Parlament. Ea a fost celebrată pentru prima oară în data de 31 august 2013. Astfel, Ziua Limbii Române este marcată anual de autorități și instituții publice prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative cu caracter evocator sau științific. Cu acest prilej, și Academia Română a organizat astăzi o dezbatere dedicată evoluției limbii române. Manifestarea a avut loc în Parcul Academiei Române din Capitală și a fost moderată de academicienii Bogdan Simionescu și Răzvan Teodorescu, vicepreședinți ai acestei instituții. Nu există o instituție în România mai îndrituită să prăznuiască o asemenea zi decât Academia Română, care, cum foarte bine știți, s-a născut din grija pentru limba română și pentru istoria românilor. Această sărbătorire, făcută într-un cadru foarte special și, zic eu, foarte plăcut, această sărbătorire, spuneam, este, într-un fel, eu așa o văd, și un omagiu pentru toți cercetătorii, pentru toți specialiștii în limba română. Avem aici distinse personalități academice care tocmai cu acest lucru se ocupă. Și în același timp, un omagiu adus acelor români care, multă vreme, scoși din hotarele României, au păstrat cu religiozitate ideea de limbă română. Ați înțeles că mă refer acum la basarabeni și am mai spus-o, o spun din nou, avem motive foarte importante pentru că atunci când sărbătorim Ziua Limbii Române, să ne gândim la Basarabia, pentru că acolo, la 31 august 1989, a avut loc acea magnifică proclamare a limbii române și alfabetului latin, drept limbă și alfabet oficiale ale viitoarei Republici Moldova. Academicianul Bogdan Simionescu a vorbit despre situația dificilă a românilor din Ucraina. Spunem că ne place limba română, o zi pe an măcar. Acolo sunt oameni care doresc să vorbească limba română și nu sunt lăsați. Poate din anumite puncte de vedere, ei sunt mai români decât suntem noi. Așa cum și basarabenii uneori au fost mai români decât noi, cei din dreapta Prutului. Ei acuză, citez, un genocid cultural-lingvistic, în condițiile în care statul român reacționează eventual doar simbolic. Comunitatea românească s-a adresat în mai multe rânduri autorităților ucrainiene. Discutăm de 400 de mii de români. Și cerându-și niște drepturi, n-a primit niciun răspuns. Aceeași comunitate s-a adresat apoi comisiilor pentru românii din afara granițelor, comisiilor de politică externă din Parlamentul României, președinților celor două camere, primului ministru, ministrului de externe, președinției statului și, citez, senzația care există în rândul comunității românești de acolo, citez aici, este că în discursul public din Ucraina, doar Ungaria, Polonia și Rusia au de obiectat față de politica de asimilare ucraineană, în timp ce România e mulțumită, se pare, de ceea ce se întâmplă. În cadrul dezbaterii, unul dintre membrii corespondenți ai Academiei de Științe a Republicii Moldova a transmis un mesaj online. Ion Hadârcă i-a îndemnat pe cei prezenți să nu fie turiști în propria limbă. Ilustrăm cu exemple reprobabile mai recente. Deana Crudu, o tânără din Durlești, numai pentru faptul că a arborat pe pilonul casei tricolorul, la centenarul Unirii, a fost amendată de prietenoasele, în ghilimele, instanțe moldovenești cu 40.000 de lei.
Președintele Asociației Unirea ODIP, Vlad Bileschi, urmează să fie amendat cu 22.500 de lei pentru că a organizat întâmpinarea convoiului umanitar românesc sosit la Chișinău pe 6 mai curent. Se vede că secherele stalinismului fac ce fac și iar răsar prin instanțele și instituțiile moldovene. Astfel, perpetuarea falsului comunitarist este pericolul zilei nocturne pentru limba română din Republica Moldova. Despre starea limbii române în mult pătimita noastră bucovină ar trebui să vorbim într-o sesiune aparte. Aici țin să citesc doar un final trist din poemul bucovineanului Ion Cojocaru, postat pe Facebook de dramaturgul Gheorghe Calamanciuc. Adio Românie, sunt sănătos și trist, iar în țara limbii mele voi fi simplu turist. Cu îndemnul de a nu fi totuși turiști în propria nelimbă, vă doresc să fiți sănătoși și imuni la provocările timpului. Despre dinamica și evoluția fără precedent a limbii române, precum și despre rapiditatea schimbărilor, a vorbit lingvista Gabriela Pană din Delegan. În locul unei limbi de lemn, terne, sărace, stereotipe, încremenite, lipsite de culoarea și de amprenta personală a utilizatorilor, s-a ajuns la o limbă vie, colorată, bogată și diversificată, capabilă să se adapteze unor situații de comunicare diverse, capabilă să țină pasul și să reflecte mutațiile semnificative din gândirea și din societatea românească actuală. Pentru dinamica limbii actuale este suficient să dăm un exemplu. Să aducem în discuție recentul și bogatul vocabular al pandemiei, cu termeni nou creați, cu sensuri noi, cu extinderi și cu devieri de sens, unii formând adevărate mini-familii și probând o dinamică lingvistică impresionantă. Ne-am reunit să sărbătorim cel mai important bun cultural pe care îl are o națiune, limba. Cred că între factorii care configurează identitatea unui individ, limba este elementul covârșitor. Conștiința modernă a limbii române a apărut în acea provincie românească în care identitatea națională românească era, politic vorbind, suprimată și în care originea și vechimea românilor erau contestate, în Transilvania. Tot cu ocazia Zilei Limbii Române a fost prezentat un abecedar și un caiet de caligrafie. Absența caligrafiei din școala română are consecințe atât de dezastroase încât este aproape imposibil de evaluat. Scrisul de mână, pe lângă faptul că antrenează mușchi, nervi, simțul esteticului îl dezvoltă, al proporției, al bunului simț, că mi-aduc aminte când a fost Brătianul luat peste picior, ce putem învăța noi de la un inginer? Simțul măsurii. Ori caligrafia de scrisul de mână duce la un moment dat la acest simț al proporțiilor. Ziua Limbii Române a fost stabilită în mod simbolic la aceeași dată cu sărbătoarea similară instituită în anul 1990 în Republica Moldova sub numele de Limba Noastră, pentru a transmite mesajul că limba română este o limbă vorbită nu numai între granițele țării, ci și dincolo de frontiere.